Bine v-am regăsit! Acesta este primul curs aplicativ pentru mecanică. În materialul Mecanică 05 din playlistul Fizica pentru examene și concursuri, v-am anunțat că voi publica și materiale dedicate aplicării cunoștințelor teoretice. Un playlist care conține astfel de materiale există deja, se numește Cele mai frumoase probleme de fizică. Iar cu acest material inaugurez seria cursurilor aplicative. Aceste cursuri vă vor arăta cum puteți folosi cunoștințele predate la cursurile teoretice pentru rezolvarea problemelor, precum și aplicații practice ale acestor cunoștințe. Deoarece vreau să urmez aceeași ordine pe care am urmat-o la cursurile teoretice, voi începe cu mecanica și, în cadrul mecanicii, cu vectorii. În acest curs vă voi prezenta patru probleme, două de cinematică și două de statică, a căror rezolvare se face cu ajutorul vectorilor. O categorie destul de extinsă de probleme care se rezolvă cu ajutorul vectorilor este cea a problemelor în care avem o suprapunere de două sau mai multe mișcări. Adică e vorba despre probleme de cinematică. Vă voi prezenta două astfel de probleme. Să o vedem pe prima. Un avion se deplasează în linie dreaptă între două localități aflate la distanța de 400 de kilometri una de alta, având viteza față de aer de 400 km pe oră. Vântul bate tot timpul zborului cu 50 de km pe oră pe o direcție perpendiculară pe traiectoria avionului. Cât timp durează deplasarea între cele două localități? Avem deci două localități, localitatea A și localitatea B. Și problema spune că avionul nostru se deplasează în linie dreaptă, rectiliniu, de la A la B, să spunem, ceea ce înseamnă că traiectoria lui este segmentul care unește punctele A și B, care reprezintă cele două localități, să zicem, pe o hartă. Asta înseamnă că și viteza avionului față de pământ trebuie să fie orientată pe această direcție. Trebuie să aibă această direcție și sensul de la A spre B. Adică trebuie să arate în felul următor. Viteza V, viteza avionului față de pământ. Sigur, vectorul pe care îl vedeți reprezintă viteza avionului când avionul se găsește în acest punct. Mai spune problema că tot timpul zborului bate vânt lateral, perpendicular pe direcția de zbor. Să zicem că acest vector reprezintă viteza vântului, să-l notăm cu V indice V. Și acum, această viteză a vântului, împreună cu viteza avionului față de aer, trebuie să ne dea viteza rezultantă. Viteza V pe care o are avionul față de pământ este de fapt rezultanta vitezei avionului față de aer și a vitezei aerului față de pământ, adică a vitezei vântului. Și asta înseamnă că trebuie să construim un paralelogram care are ca diagonală vectorul V și o latură este viteza vântului. Cealaltă va avea lungimea egală cu modulul vitezei avionului față de aer. Să construim acest paralelogram. Pentru asta unesc vârfurile celor doi vectori printr-o linie punctată și apoi duc o paralelă la această linie prin originea celor doi vectori. Pentru că vreau să construiesc un paralelogram. Mai rămâne să duc prin vârful lui V o paralelă la viteza vântului. Și am construit paralelogramul. Iar latura aceasta a paralelogramului este viteza avionului față de aer. V indice A.
Și așa cum am spus, rezultanta vitezei avionului față de aer și a vitezei vântului este viteza avionului față de pământ. Este viteza, de fapt, care ne interesează, pe care trebuie să o găsim ca să putem calcula cât timp îi trebuie avionului să parcurgă distanța AB. Puteți vedea acolo un desen mai frumos. Avem, dacă notăm originea vectorilor cu O, vârfului V cu A și vârfului VA cu B, un triunghi dreptunghic, triunghiul OAB. Ipotenuza este modulul vitezei avionului față de aer și cele două catete sunt una viteza avionului față de sol, față de pământ, și cealaltă este egală cu modulul vitezei vântului. Așa că putem să scriem, conform teoremei lui Pitagora, că V pătrat este egal cu VA la pătrat minus VV la pătrat. Deci viteza față de sol la pătrat este viteza față de aer la pătrat minus viteza vântului la pătrat. Problema ne spune cât este viteza avionului față de aer și ne spune și cât este viteza vântului, așa că putem să calculăm viteza avionului față de sol. Dar înainte de a face asta, vă rog să observați că din cauza că bate vânt lateral, avionul nu parcurge distanța de la A la B în așa fel încât axa lui principală este pe direcția deplasării, ci înclinat față de această deplasare, așa cum puteți vedea în scurta animație care urmează. Și acum, datorită acestei înclinări a avionului pe direcția de deplasare, viteza lui față de pământ va fi, așa cum se vede pe desen, mai mică decât viteza lui față de aer. Și se poate calcula cu această relație, deci V va fi radical din VA pătrat minus VV pătrat. Și pentru că problema, de fapt, ne întreabă cât timp durează deplasarea, acel delta T va fi distanța dintre cele două localități, problema ne spune cât este această distanță, împărțită la viteza B, adică la radical din VA pătrat minus VV pătrat. Nu voi face calculul numeric, vă las pe voi să faceți acest lucru, vă las vouă bucuria găsirii rezultatului. Concluzia însă este că și dacă bate vânt lateral, avionul va avea nevoie de mai mult timp ca să parcurgă distanța dintre două localități, să parcurgă o anumită distanță, decât dacă nu bate vânt. O altă problemă în care se suprapun două mișcări este următoarea. Un tren se deplasează pe o porțiune rectilinie de cale ferată pe timp de ploaie fără vânt. Picăturile de ploaie cad cu viteza de 10 metri pe secundă. La un moment dat, urmele lăsate de picături pe geamurile trenului fac un unghi de 60 de grade cu verticala. Ce viteză are trenul în acel moment? Puteți vedea în imagine situația descrisă în problemă. Vedeți cu albastru urma unei picături de ploaie pe geam și puteți vedea că face un unghi alfa cu verticala. Problema ne spune că acest unghi este de 60 de grade. Să desenăm și pe tablă traiectoria picăturilor, așa cum o vedem pe geam, și vom reprezenta vectorul viteză a picăturilor, să notăm cu VP, față de pământ. Pentru că nu-i vânt, picăturile cad cu această viteză față de pământ. Dar în cinematică e foarte important să alegem corect sistemul de referință. Pentru că
Aceasta este viteza cu care picăturile cad față de pământ. Acum trebuie să văd cum se mișcă pământul față de mine. Pentru că eu sunt în tren. Și trenul se deplasează în acest sens, ceea ce înseamnă că pământul, peisajul pe care îl văd pe geam, se deplasează în sens opus. Și viteza cu care pământul se deplasează față de mine, care sunt în tren, este egală cu viteza cu care trenul se deplasează față de pământ. Evident. Așa că picătura are această traiectorie, pentru că viteza ei față de tren este rezultanta vitezei ei față de pământ și a vitezei pământului față de tren. Și ca să vedem acel vector, construim din nou un paralelogram. Ducem o orizontală care trece prin vârful vectorului VP și apoi în acest punct în care se intersectează cele două drepte desenate cu linie punctată, o verticală și încă o orizontală prin originea lui VP. Și am obținut un paralelogram care în cazul acesta este dreptunghi și în care latura de sus este de fapt modulul vectorului viteză a pământului față de tren, dar o notez cu V indice tren, pentru că așa cum am spus, viteza pământului față de tren este egală cu, în modul, cu viteza trenului față de pământ. Rezultanta vitezei picăturilor față de pământ și a vitezei pământului față de tren este viteza picăturilor față de tren, față de geam, dacă vreți, putem să spunem față de geam. Și tocmai de aceea, traiectoria picăturilor pe geam este oblică, nu mai este verticală. Ar fi verticală dacă trenul ar sta. Atunci ar lipsi acest vector sau ar avea modulul 0. Și acum, pentru că problema ne dă acest unghi, unghiul alfa, înseamnă că putem scrie tangentă de alfa este egal cu cateta opusă, care este modulul vitezei trenului, viteza trenului, supra cateta alăturată, care este modulul vitezei picăturilor. Și de aici rezultă că viteza trenului este viteza picăturilor înmulțită cu tangentă de alfa. Și din nou vă las să faceți calculul numeric. Nu uitați că veți obține rezultatul în metri pe secundă, pentru că viteza picăturilor este în metri pe secundă. Dacă vreți să-l vedeți în kilometri pe oră, trebuie să-l mulțiți cu 3,6. O altă categorie de probleme pentru rezolvarea cărora vectorii sunt foarte importanți este cea a problemelor de statică, a problemelor de echilibru. Să vedem două astfel de probleme. Prima. Un corp cu masa M egal cu 500 de kilograme atârnă legat de capătul unui cablu cu lungimea L egal cu 10 metri, găsindu-se deasupra unui punct de pe sol A. Ce forță orizontală este necesară pentru a ține corpul, legat în continuare de cablu, deasupra unui punct B, care se găsește pe sol la 2 metri de punctul A? Am deci un cablu care ține la capăt un corp, și acel corp este acționat și de o forță orizontală, așa zice problema, să notăm această forță cu F. Datorită acțiunii forței F, cablul nu are poziția verticală, ci este înclinat. Și sub acțiunea forței F, corpul nostru se găsește deasupra unui punct de pe sol, notat cu B.
Pentru că atunci când nu acționa forța F, corpul se găsea deasupra unui punct notat cu A. Iar distanța dintre punctele A și B este notată în problema cu D. Ca să putem scrie condiția de echilibru, trebuie să vedem ce alte forțe acționează asupra corpului nostru. Bineînțeles, asupra lui acționează, ca asupra oricărui alt corp, greutatea. Dar nu pot să desenez greutatea având modulul cât vreau. Pentru că mai există, în afară de greutate, și tensiunea din fir. Deci am un echilibru sub acțiunea a trei forțe. Voi avea forța F, greutatea și tensiunea din fir. Și în acest caz, teoria spune că fiecare forță din cele trei care sunt în echilibru trebuie să fie egală în modul cu rezultanta celorlalte două. Ceea ce înseamnă că tensiunea din fir trebuie să aibă modulul egal cu rezultanta forței F și a greutății. Așa că trebuie să construiesc aici paralelogramul forțelor F și G. Aici este greutatea corpului nostru. Și rezultanta greutății și a forței F, așa cum am spus, este pe direcția firului, pentru că a treia forță este tensiunea din fir, care trebuie să fie egală în modul cu rezultanta lui F și G, adică cu diagonala acestui paralelogram. Adică trebuie să fie cam atât. Deci aceasta este tensiunea din fir. Puteți vedea un desen mai frumos, mai clar în această imagine. Deci am echilibru sub acțiunea a trei forțe. Forța F, orizontală, greutatea, verticală și tensiunea din fir. Ca să pot să scriu condițiile de echilibru, trebuie să descompun tensiunea după două direcții. Una orizontală și una verticală. Și atunci, componenta tensiunii pe orizontală, pe care o voi nota cu TO, este cea care echilibrează forța F, iar componenta tensiunii pe verticală, pe care o voi nota cu TV, tensiunea o să scriu aici, TV este componenta tensiunii care echilibrează greutatea. Și acum e foarte ușor să scriem condițiile de echilibru pentru orizontală, respectiv pentru vertical. Pe orizontală am F minus TO este egal cu 0 și pe verticală am G minus TV egal cu 0. Se poate observa că TV, acesta este unghiul alfa pe care cablul îl face cu verticala. Se găsește și aici, și aici, și aici, și aici. Se poate observa că TV este T ori cosinus de alfa, în timp ce TO este T ori sinus de alfa. Repet, e mai clar, e mai ușor de văzut dacă urmăriți imaginea cu desenul. Și atunci, cele două condiții de echilibru pe care le-am scris inițial devin F este egal cu TO, adică T ori sinus de alfa, și G este egal cu TV, adică T ori cosinus de alfa.
Și am un sistem de două ecuații cu două necunoscute. F și T. Dar problema ne întreabă doar ce valoare are forța F necesară pentru ca acel corp să aibă poziția din desen. Așa că pot să împart ecuațiile și obțin F supra G este egal cu, în dreapta, voi avea sinus de alfa pe cosinus de alfa, adică tangentă de alfa. Ceea ce înseamnă că am pentru forța F expresia G înmulțit cu tangentă de alfa. Mai rămâne să văd cât este tangentă de alfa. Din triunghiul OMN, pe care îl vedeți și în imagine, se vede că sinus de alfa este MN, care este de fapt distanța dintre punctele A și B, deci este cateta opusă, adică D, supra ipotenuză, care este lungimea cablului, D supra L. Și atunci cosinus de alfa este radical din 1 minus sinus pătrat, adică din D pătrat supra L pătrat. În final, forța F se poate scrie G înmulțit cu tangentă de alfa, adică D supra L, totul supra cosinus de alfa, adică radical din 1 minus D pătrat supra L pătrat. Relație care se mai poate scrie mai elegant. F este egal cu G înmulțit cu D supra radical din L pătrat minus D pătrat. Și am găsit relația algebrică. Vă las și în acest caz să faceți calculele, să aflați ce valoare trebuie să aibă forța F. A doua problemă de statică este următoarea. Un om cu masa M mare egal cu 80 de kg ține ridicată o ladă cu ajutorul unui scripete. Sfoara pe care o ține cu mâna face unghiul alfa egal cu 45 de grade cu verticala, iar coeficientul de frecare dintre pantofii omului și suprafața orizontală pe care stă este mu egal cu 0,5. Ce condiție trebuie să îndeplinească masa lăzii pentru ca omul să nu alunece? Vedeți întâi un desen care ne reprezintă situația prezentată de problemă. Și acum să vedem un desen în care putem urmări forțele care acționează. Vedeți că tensiunea din fir, în desenul din dreapta, a fost descompusă în două componente. TO, componenta pe orizontală, care se vede din desen, este egală cu T ori sinus de alfa, și TV, componenta verticală, care este T ori cosinus de alfa. Și atunci, asupra omului, acționează, putem să ne gândim acum în loc de tensiune, la cele două componente, TO și TV. Plus încă trei forțe. Greutatea, evident, forța de frecare, care nu îl lasă să lunece, o vedeți reprezentată pe orizontală, și reacțiunea din partea suprafeței pe care stă. El apasă pe suprafața pe care stă, dar nu cu o forță egală cu greutatea lui. Pentru că acea componentă pe verticală, TV, a tensiunii din sfoară, încearcă să ridice omul și atunci el apasă asupra suprafeței cu o forță mai mică decât greutatea lui, ceea ce înseamnă că și reacțiunea din partea suprafeței asupra lui, notată pe desen cu N, normală la suprafață, este mai mică decât greutatea. Și acum putem scrie condițiile de echilibru. Pentru orizontală avem TO minus forța de frecare este egal cu 0 și pe verticală avem
N plus TB minus G egal cu 0. Forța de frecare la alunecare, știm din cursurile teoretice, are un maxim. Forța de frecare la alunecare are valoarea maximă mu ori N. Și atunci, prima condiție de echilibru devine TO, adică T ori sinus de alfa, este egal cu forța de frecare, adică cu mu înmulțit cu N, dar N se vede din a doua relație de echilibru, ecuație de echilibru, este G minus TV. Și atunci vine mu pe lângă G minus TV, care este T ori cosinus de alfa. Tensiunea din fir, uitați-vă la primul desen, este egală cu greutatea lăzii, pentru că lada e în echilibru. Înseamnă că tensiunea din fir este egală cu greutatea ei. Deci T este egal cu M ori G, unde M mic este greutatea lăzii. Aici avem greutatea omului. Greutatea omului este M mare înmulțită cu G mic. Și atunci, dacă aduc termenii care îl conțin pe T mic în stânga și în loc de T mic scriu M ori G, voi avea M ori G, care se poate da factor comun, pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa este egal cu mu ori G mare, adică mu ori M mare, ori G mic. Și această ecuație are G mic atât în stânga, atât în dreapta, deci se poate împărți la G mic și de aici putem să-l exprimăm pe M mic masa lăzii ca fiind mu supra sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa și înmulțit cu M mare. Deci avem această relație pentru masa lăzii atunci când încă suntem la echilibru, când forța de frecare ia valoarea maximă. Ceea ce înseamnă că această expresie pentru masa lăzii este masa maximă a lăzii. Deci condiția pentru ca omul să fie în echilibru este ca masa lăzii să fie mai mică decât mu ori M mare supra sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa. Și din nou, dacă doriți, puteți să faceți calculele numerice ca să găsiți valoarea maximă pe care poate să aibă masa lăzii pentru ca omul să fie încă în echilibru. Atât pentru azi. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!